Zeci de curioși au venit să vadă la Petroșan trenul regal. Garnitura a plecat luni dimineață din Petrila și s-a oprit în depoul de la Petroșani. Prima călătorie le-a aparținut celor care au lucrat la CFR și care acum sunt pensionari. Toți s-au declarat absolut încântați de scurta călătorie după ce la coborâre au fost întâmpinați de fanfară. Astea coboară, unii urcă. Ceva nemaipomenit de bun și frumos și pentru noi feroviarii ceva deosebit. Ați lucrat la CFR cât timp? Depo, da. Locomotivă, ajutor și toate, da, toate tipurile de locomotivă. Cum e în tren? Un gest neumenesc și nemaipomenit de bun. A fost foarte frumos. Aici este unitatea în care am lucrat din 1956. Eram un copil mic, dar am lucrat în credință și ne-a ajutat Dumnezeu de a ieși la pensie. Foarte frumos. Foarte frumos, dar să întreține, să mai facă ieșiri din astea. Ați lucrat la CFR? Da. Cât timp? Destul, am ieșit în pensia cu câțiva ani. Garnitura originală care se păstrează și astăzi este compusă din 5 vagoane, un vagon sufragerie, un dormitor regal cu baie complet utilată și 3 cușete pentru însoțitorii demnitarilor. Finisajele interioare sunt prețioase, mobilierul și lambriurile fiind finisate cu furniri de esențe nobile, trandafir, mahon și nuc. Scaunele și fotolile sunt tapisate cu piele de Cordoba, corpurile de ilumina sunt realizate la manufacturile din Murano, iar vazele și scrumierele au fost fabricate din alabastru.